Gabriel Angelou. Un sunet, o imagine, un gând de bine pentru fiecare. Gheorghe Zanfir, născut la 6 aprilie 1941, Găiești, județul Dâmbovița, este un naist și compozitor român supranumit Regele Naiului, exprimându-se artistic printr-un instrument aproape uitat. Naiul, numit și fluierul Lipan, reușește să cucerească aplauzele întregii planete, modifică forma, construcția și tehnica naiului, lărgindu-i considerabil paleta de interpretare. Introduce naiul în toate stilurile și genurile muzicale, revoluționând sunetul la scară universală și aducând naiul în atenția publicului modern. Pe lângă prestigioasa carieră de muzician, se manifestă ca artist și în domeniul literar și al artelor plastice, publicând versuri, eseuri și o carte autobiografică și expunând turi proprii în țară și în străinătate. După o carieră muzicală de succes, în anul 1982, în plin comunism, dedică un concert lui Dumnezeu. Cade în disgrația cuplului Ceaușescu, este nevoit să plece în exil. Cariera sa continuă și în exil, bucurându-se de succes mondial. Primește numeroase premii și distinții la nivel mondial. În anul 1986, în Canada, din relația cu Susan Nichols, îi se naște unicul fiu, Emmanuel Theodore Zanfir, actualmente baterist într-o formație de rock din Montreal. În anul 1995 se căsătorește cu Marie Noël la Paris, revenind în România după Revoluția din 1989, traversează o perioadă de dificultăți financiare din cauza datoriilor acumulate față de fiscul francez, care confiscă posesiunile din Franța pentru că nu și-ar fi plătit impozite de milioane de euro. Acest fapt nu îl împiedică să-și continue cariera artistică. Manifestă înclinații muzicale încă din copilărie, când este atras de muzica lăutarilor, una dintre dorințele sale cele mai arzătoare fiind să cânte la acordeon cu taraful de țigan. În anul 1955, la vârsta de 14 ani, tatăl său îl înscrie la școala de muzică numărul 1 din București, astăzi Liceul de Muzică Dinu Lipati. Cu intenția de a studia acordeonul, este acceptat la clasa de nai a profesorului Fănică Lupa, unde demonstrează o abilitate extraordinară pentru acest instrument. În anul 1961, după bacalaureat, se înscrie la Conservatorul de Muzică Ciprian Porumbescu din București, pe care îl absolvă cu o dublă specializare în pedagogie. În anul 1966, și îndirijorat pentru cor și orchestră în anul 1968. Pe 24 martie 2005 își susține doctoratul, obținând calificativul summa cum laude pentru teza intitulată Naiul, geneză, evoluție și semnificație, coordonată de profesorul universitar Gheorghe Oprea. În anul 1959 obține premiul întâi și titlul de laureat pe țară și înregistrează primele compoziții proprii în stil folcloric cu orchestra populară a Radio Fuziunii Române. Devine cunoscut publicului larg după ce este descoperit de etnomuzicologul elvețian Marcel Sedier, care studiază muzica populară românească în anii 60. Ca student, în perioada 1961-1966, călătorește în multe țări europene și câștigă locul întâi în numeroase competiții internaționale. În perioada 1966-1969 este dirijor al ansamblului folcloric Ciocârlia din București. În 1966 scoate primul său disc cu casa de discuri Electrocord, care cuprinde compoziții ale sale în cel mai autentic spirit popular, printre care și faimoasele sale piese Doina de Jale și Doina ca de la Vișina. În 1968 scoate cel de-al doilea disc cu Electrocord. În 1969 pleacă prin demisie de la ansamblul folcloric Ciocârlia. Între anii 1968-1970 întreprinde primele turnee în Germania de Vest, Elveția, URSS și China, unde obține un succes impresionant. În 1970 înființează propriul său taraf concertistic, cu care susține în 1971 45 de reprezentații la Teatrul de la Gaieté Metropolitan din Paris, folosind pentru prima oară cele patru nai: soprano, alto, tenor și bas, create de el însuși în anul 1968. Reprezentațiile se bucură de un succes fulminant. Va concerta apoi peste tot în lume, elogiile fiind unanime din Europa, America de Sud
Canada și Statele Unite ale Americii până în Australia, Japonia și Africa de Sud. Este invitat să susțină concerte în diferite ocazii de nenumărați șefi de state și personalități, printre care împărăteasa Japoniei, președintele Columbiei și Papa Ioan al II-lea. Primește nenumărate premii și distincții. În anul 1972 creează stilul Nai Orga, introducând repertorii noi și lărgind considerabil paleta expresivă de interpretare a Naiului. În anul 1974 compune Misa pentru Pace pentru Nai, cor, orgă și orchestră, pe care o înregistrează la București cu Orchestra Națională Radio și Corul Madrigal, condus de Marin Constantin sub bagheta dirijorului Paul Popescu. Singlul său, Etudes de Amour, devine unul dintre hiturile cele mai apreciate ale anului 1976. Urmează Păstorul Singuratic, al doilea hit european al său, la care colaborează cu compozitorul și dirijorul german James Last, pe care îl cunoaște într-unul dintre turneele sale. Ambele cântece anunță venirea unui sunet nemai întâlnit până atunci, care îi atrage recunoaștere internațională. Urmează concerte în Statele Unite, la Carnegie Hall, New York în anul 1981 și Kennedy Center, Australia, Noua Zeelandă, Japonia, Canada, Africa de Sud, Scandinavia, Belgia, Franța, Elveția și Austria. În anul 1981 își lansează discurile pe piața americană. În anul 1982 compune prima rapsodie și primul concert pentru nai și orchestră, pe care le înregistrează pentru Philips cu filarmonica din Monte Carlo sub bagheta lui Lawrence Forrester. În 1984 compune primul quintet pentru nai și quartet de coarde numit Quintetul Plopilor, pe care îl cântă împreună cu quartetul Oxford din Toronto, în transmisie directă la radio. Compune numeroase lucrări camerale pe care le execută cu celebrul quartet Enescu în Franța și Germania. Între anii 1988-1990 este primit de 3 ori la Vatican. Este primul muzician care a cântat în timpul misei private a papei Ioan Paul al II-lea. După moartea sanctității sale, creează special pentru comemorarea sa conceptul muzical Totus Tuus, un set de piese pentru nai, orgă și grup vocal bărbătesc. În domeniul cinematografiei participă la compunerea coloanei sonore a unor filme, printre care Once Upon a Time in America, A fost odată în America, al regizorului Sergio Leone, Karate Kid sau mai nou Kill Bill. În anul 1990, după revoluție, se reîntoarce în țară. Își continuă seria de concerte și turnee în Franța, Elveția și mai ales Turcia, unde este declarat cel mai popular compozitor și artist al secolului 20. Susține concerte la pupitul Orchestrei Naționale de Folclor, reînființată în luna decembrie 2006. Relansarea oficială a orchestrei are loc în luna mai 2007. După aproape un deceniu de absență, în ianuarie 2006, Gheorghe Zamfir se întoarce în Canada pentru un tur de concerte cu Afeneum String Quintet. În programul turneului a fost inclusă o premieră mondială, Anotimpurile, de Antonio Vivaldi, pentru nai și quintet de coarde, în aranjamentul muzical al muzicianului Lucian Moraru, cât și piesele Ciocărlia, Lonely Shepherd și așa mai departe. În decursul unei cariere muzicale care depășește 50 de ani, Gheorghe Zamfir creează peste 300 de lucrări în stil folcloric, cameral, coral, vocal, instrumental și sinfonic. Repertoriul său cuprinde compozitori de la perioada barocă și clasică, precum Wolfgang Amadeus Mozart, Johann Sebastian Bach, Arcangelo Corelli, Antonio Vivaldi, până la contemporani ca John Lennon, Paul McCartney, Billy Joel și Elton John. Gheorghe Zamfir este câștigătorul a 120 de discuri de aur și platină, are peste 190 de discuri înregistrate și are peste 120 de albume vândute. Este singurul artist european care a câștigat 2 discuri de aur în SUA și singurul artist român care a câștigat un disc de aur în Ungaria. OBL, un sunet, o imagine, un gând de bine pentru fiecare.